Absența Republicii Moldova de la summitul GUAM erodează imaginea țării. De această părere sunt analiștii politici care spun că eventuala ieșire a Moldovii din această organizație deteriorează parteneriatul cu Ucraina și Georgia. O eventuală plecare a Republicii Moldova din GUAM ar fi în dezavantajul țării noastre. De această părere sunt experții care susțin că Moldova a intrat în GUAM nu pentru avantaje economice. Această organizație a fost creată pentru avantaje politice. Datorită GUAM-ului, Republica Moldova a beneficiat de o susținere foarte activă în cadrul OSCE și în cadrul organizațiilor internaționale, în special ONU, la capitolul în problema transnistreană. GUAM-ul a fost creat pentru a contrabalansa influența Federației Ruse în Republica Moldova, pentru a crea un pol alternativ de influență în Republica Moldova, în special în contextul soluționării problemei transnistrene. Potrivit analiștilor, parteneriatul cu Occidentul reprezintă o cheie de înțelegere a motivului pentru care există această organizație GUAM. De fapt, autoritățile Republicii Moldova au declarat în mai multe rânduri că nu își doresc o participare activă sau nu își doresc deloc o participare în cadrul GUAM-ului, atunci, mai ales atunci când erau în apropierea unor negocieri cu partea rusă, cu liderii de la Moscova, sau atunci când așteptau să li se răspundă prin reciprocitate la diverse pachete sau înțelegeri separate. Și probabil că lipsa din agendă a președintelui Voronin la summitul de la Batumi ține de faptul că președintele Voronin este în așteptarea unui răspuns din partea Moscovei la pachetul de propuneri pe care dânsul l-a înaintat anterior în discuția sa cu Moscova. În opinia lui Munteanu, GUAM reprezintă o platformă de comunicare și parteneriat strategic cu vecinii imediați, cum ar fi Ucraina și Georgia. Țara noastră are foarte mare nevoie de asistența Ucrainei pentru reglementarea definitivă a conflictului transnistrean, dar și pentru a consolida dorința de a se moderniza și de a deveni o țară europeană care își respectă propriile angajamente.